avem foarte mare nevoie de Dinu Lipati. Vorbim în primul rând de interpretul Dinu Lipati, pentru că așa a rămas el cunoscut, marele pianist Dinu Lipati. Avem nevoie de tot ceea ce înseamnă moștenirea lui culturală lăsată prin înregistrările sale, atât de studio cât și din live. Să nu uităm, acum 70 de ani dădea acel ultim recital superb din Elveția, unul din must-have-urile, să zicem, oricărui împătimit al muzicii de calitate, avea acea înregistrare, avea acel disc, eu l-am, acel compact disc cu ultimul recital din Lipati. Deci avem nevoie de moștenirea lui, în primul rând, datorată mesajului pe care el îl transmite prin lucrările interpretate, dar lucru foarte important pentru mine, avem nevoie de Dinu Lipati compozitorul. Avem nevoie de o reevaluare și o analiză atentă a tuturor parturilor pe care ni le-a lăsat. E foarte adevărat că vorbim de un muzician, din păcate, dispărut prematur, dar în același timp putem intui o direcție extraordinar de interesantă pe care ar fi putut să o imprime muzicii de avangardă românești. Dinu Lipati s-a aflat acolo, în prima linie a luptelor date pentru emanciparea limbajului componistic în școala românească. Ăsta e un lucru, din păcate, destul de des trecut cu vederea de către iubitorii muzicii. Cei mai mulți dintre ei se concentrează asupra aspectelor interpretative și, într-adevăr, a fost unul dintre cei mai mari interpreți pe care i-a avut vreodată istoria muzicii, a fost unul dintre cei mai mari pianiști, dar eu, în egală măsură, pledez pentru o reexaminare atentă a moștenirii componistice pe care Dinu Lipati ne-a lăsat-o. Mai e un lucru. Dinu Lipati contează pentru noi acum și ca model în aceste vremuri. Vă spuneam la începutul intervenției mele că, mai ales în aceste vremuri, avem nevoie de mesajul său, care poate fi sintetizat foarte simplu. Arta, marea artă, marea cultură, reprezintă repere care ne sprijină atunci când bate mai tare vântul istoriei. E foarte important, prin oameni ca Dinu Lipati și mulți alții ca el, e foarte important să ne aducem aminte că există niște repere, e foarte important să știm că nu suntem la voia întâmplării bătuți de vânturile istoriei.